Mai puțin de 12 ore după ce președintele ucrainean Victor Ianukovici și liderii opoziției au convenit un armistițiu, luptele de stradă au răzbucnit la Kiev. De dimineață, timp de câteva ore, exploziile și violențele au cuprins piața Independenței din capitală. Într-un război fără reguli s-au tras focuri de armă de ambele părți. În cele din urmă, manifestanții au recucerit Euromaidanul cu un preț prea dur însă. Cel puțin 15 oameni au murit în doar câteva ore. Protestatarii au început în această dimineață o adevărată ofensivă și au împins forțele de ordine de pe pozițiile cucerite marți noapte în piața Independenței. Mai multe clădiri din zonă au fost ocupate și un autobuz al polițiștilor a fost incendiat. Unele surse media susțin că mai mulți manifestanți au fost uciși de lunetiștii regimului. Bilanțul morților de astăzi nu este unul oficial, însă a fost oferit de către medici postului ucrainean Inter TV. Astfel, dacă informația se confirmă, bilanțul victimelor din ultimele 3 zile s-ar ridica la peste 40 de morți. Totodată, deputații și angajații au fost evacuați din clădirea Parlamentului, întrucât protestatarii au ajuns foarte aproape de legislativă. Rada Supremă nu are la dispoziție în prezent foarte multe forțe de ordine. Pe de altă parte, televiziunile ucrainene care relatează în direct evenimentele din Kiev au surprins la câteva străzi de Maidan 12 autobuze cu luptători Berkut echipați cu arme letale. Totodată, sute de membri ai forțelor speciale îmbrăcați în civil s-ar afla pe o altă stradă din apropiere. Liderii protestatarilor încearcă acum din răzputeri să-i țină pe manifestanți uniți pe Maidan și să nu le permite să avanseze pe străzile din preajmă. Asta pentru că regimul ar intenționa să disperseze mulțimea, iar apoi să atace piața Independenței. Miniștrii de externe din Germania, Franța și Polonia, care au ajuns astăzi la Kiev, s-au întâlnit cu liderii opoziției, însă nu au reușit să se întâlnească și cu președintele Ianukovici. Oficial, întrevederea cu liderul de la Kiev nu a avut loc din motive de securitate. Într-o primă reacție la evenimentele sângeroase din această dimineață, liderii opoziției recunosc că nu mai controlează mulțimea. По той информации, которая есть у нас, перемирие нарушил Беркут, мы вчера предлагали, самое главное, сделать нейтральную зону, для того, чтобы не было возможности конфликта, чтобы отошли войска, к большому сожалению, было в этом отказано. Амінтим, що ieri Serviciul de Securitate al Ucrainei a decis să lanseze pe întreg teritoriul țării o operațiune antiteroristă, ceea ce ar însemna că forțele regimului sunt libere să folosească armele. Totodată, Alianța Nord-Atlantică a avertizat că își va reconsidera cooperarea cu Ucraina în cazul în care armata va interveni împotriva protestatarilor. Avertismentul din partea NATO intervine în contextul în care președintele ucrainean Victor Ianukovici l-a înlocuit ieri pe șeful statului major, comandantul armatei, în care nu agrea ideea implicării militarilor în conflictul din țară.